Salutare, oameni buni! Uite că a venit și vremea când trebuie să finisăm garajul ăsta. Salutare, domn Manuel! El e șeful lucrării. Neața bună la mează! El e șeful lucrării. Mi-ați mai spus câțiva dintre voi în comentarii că nu așa se face când făceam eu, da? Mă, eu nu sunt șef de lucrare. Nici eu. Nici tu? Nu. Da, deci Manuel răspunde de lucrare, asta e a lui, treaba lui, a zis, mă, hai să-l ajut puțin, știi că, nu, e copcil bun. Eu îi spun Manuel Bunuț, știi că el e bunuț. Așa e? Nu. Și a zis, hai să-l ajut, știi, de aia, să nu vă supărați pe mine, ăsta ce mă, cola, mă. Ai, Doamne Iisusă. Manuel o scăde cola și de muzică frumoasă, nu se lasă niciodată, știi, de lucru. Na. Da, deci... Uite ce frumos finisează Manuel. E lucrarea lui, treaba lui. Hai să-l ajut și eu puțin ca să nu zică că nu vreau. Mai avem partea din spate. Lateralul celălalt și fața, da. Dar îl ajut și cred că astăzi o mare parte din ce avem aici o să fie gata. Doamne ajută! Trebuia să schimb astăzi un rulment la mașină, că mi s-a crăpat pe față. E serbus piștii bacii. Nu mai funcționește cum treaba. Da. Dar azi nu mai apuc mâine. Nu. Copil bun, Manuel. O făcut o treabă țicoșă. Na. Vezi? Aici treaba terminat. Da, cu căsuța din lemn noi continuăm acolo lucrările fără niciun fel de problemă, dar mai lăsăm puțin să tragă la acoperiș scândura ca să putem pune șindrila bituminoasă. Dar o să vă țin la curent cu ce se întâmplă acolo. Hai că îl mai ajut pe Manuel să mai dau și acolo o mână ca să o poată finisa. Deci chiar se descurcă copcilul ăsta. Copcil, copac, le ai. Chiar le ai. Bravo. Felicitări lui. No, uite cum s-a uscat, cum vi se pare că arată finisajul. Ia spuneți puțin, da, Manuel, el e protagonistul, da? Uite, aici fiind mai la dos, no, nu s-a zvântat așa de bine. Uite, nu că le are Manuel degeaba, nu, deci chiar le are. Te descurci așa, e Manuel Bunuț. Ca începător. Începător, da. În ghilimele, nu începător. Uite, fii atent cum arată. El face marginea aia despre care vorbeam. Aceste se închid eu, imediat. Deci lucrăm amândoi, da? Numai eu filmez din când în când, gură. Nu stau cu telefonul în mână și nu mai lucru nimic. Că ați mai spus unul dintre voi că numai Manuel lucră. Nu, lucrăm împreună. Filmez puțin, mă rog, despre ce-i treaba, despre care e vorba cei, cum o zis ăla. Da? Despre ce e vorba? Și continui. Uite, vezi? No, nu mai avem pe încă cineva să stea să filmeze, că nu-ți Mircea Bravo, știi? Uite, să am echipă de filmare, da? Eu filmez. Eu centrez, eu doar cu capul și cum o să la... Da. Da, cam asta e. Hai să mă apuc și eu de treabă, că trebuie să termin aici. Și mâine, cu ajutorul Dumnezeu, bunuțul el, finisăm peretele. No, că gătarăm și zidul ăsta. Doamne ajută! Mulțam lui Dumnezeu, drăguțul de el. Uite ce fain a ieșit. Cum vi se pare, oameni buni? Bă, atât am râs de prieteni ăștia mei, fii atent. Ei au pus de capul lor tabla cutată pe coperiș. Și-au pus bordura fronton cu picurătorul, uite, vezi? Deci, bordura asta, partea asta ce se vede aici, trebuie să fie sus, nu jos, vezi? Picurătorul trebuie să pice în partea saltă. O pus-o invers, pe dos. Ai, Doamne, că n-a râs de ei. Am o să-l schimb ei, că nu l-am pus eu. Dar oricum, o să pice mai aproape apa de perete, ceea ce nu e ok, știi? Auto ce trage Manuel. Bravo, Manuel. Avem puțin și gătăm garajul ăsta, Doamne Iisuse, că nu-mi place.